al Bisericii noastre ortodoxe române, am hotărât ca anul acesta, 2022, să fie anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului. Cu acest prilej, Compania de Teatru Civic Art din București, respectând ca în fiecare an calendarul cultural, spiritual, hotărât de Sfântul Sinod, aduce în fața publicului recitalul Mântuitoarea Rugăciune, alcătuit din cuvânt de învățătură și versuri dedicate credințe ortodoxe, cântări bisericești și muzică tradițională românească interpretată la nai și caval. Mulțumim organizatorilor, Episcopiei Devei și Hunedoarei, Protopopiatului Petroșan, Societății Comerciale Comexime, reprezentată de domnul Emil Pârău și nu în ultimul rând domnului primar Lucian Răzmeriță și a domnului viceprimar Meza Roșiacov. Vă rog să mă îngăduiți să invit în fața domniilor voastre artiștii care vor interpreta recitalul Mântuitoarea Rugăciune. Maria Stroia, licențiată. A Conservatorului și Facultății de Teologie, prin solista ansamblului Ciocârlia din București. Denis Gagiu, doctorand al Academiei de Muzică Ciprian Porumbescu și profesor la clasa de naia Colegiului Național de Muzică George Enescu din București, și actorul și regizorul Marian Ciripan, fondatorul Companiei de Teatru Civic Art din București, care, mulțumită zecilor de roluri interpretate în bogata carieră artistică, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Doresc protagoniștilor succes, iar domniilor voastre vizionare plăcută. Salutăm dreapta Sfinției voastre. Suntem onorați, domnule primar. Ziua bună, frații români! Vă mulțumim că ne îngăduiți trăirea emoțiilor în această Sfântă Biserică, pentru că numai în Biserică simți că existi cu adevărat. Mihai Eminescu spune așa: Biserica este astăzi singura armă de apărare și singurul sprijin al tuturor românilor care trăiesc pe acest pământ și dincolo de granițele noastre. Cei care combat biserica și ritualurile ei pot fi cosmopoliți, republicani universali și cele mai trece lor prin minte, dar numai români nu sunt. Pentru că unde este omul cu adevărat liber? În Sfânta Biserică. Omul cu adevărat liber este omul duhovnicesc. Ca să fii cu adevărat liber, trebuie să înlocuiești grijile și gândurile care te frământă în fiecare zi cu credința în Dumnezeu. Poarta spre Dumnezeu este credința, iar intrarea la Dumnezeu este rugăciune. Prin rugăciune, înderarea lui Dumnezeu deselenește sufletele noastre și numai prin rugăciune milostivirea Tatălui Ceresc rourează uscăciunea sufletelor omenești. Rugăciunea ne înalță sufletul către Dumnezeu. A ne ruga este a ne uni cu Dumnezeu, a ne împărtăși din viața sa. Rugăciunea este singura posibilitate a omului de a lua contact cu Dumnezeu. Lui să încredințăm toate bucuriile și păsurile noastre. Numai așa românii și România vor ieși din orice necaz. Pentru că Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pământ. Dumnezeu este în inima noastră. Inima noastră este cămara întâlnirii cu Dumnezeu.
Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu, pentru gândul nesfârșit, fă pentru patimă privit, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru gândul nesfârșit, pentru patimă privit, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu, pentru timpul meu trecut, fără rodul ce l-ai vrut, fără dragoste cu jar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru timpul meu trecut, fără rodul ce l-ai vrut, fără dragoste cu jar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu, pentru felul meu firesc, printre oameni când pășesc, pentru timpul îmi zadar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru felul meu firesc, printre oameni când pășesc, pentru traiul în zadar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu, pentru nevegherea mea de-a rămâne în voia Ta, pentru tot ce-a fost murdar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru nevegherea mea de-a rămâne în voia Ta, pentru tot ce-a fost murdar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Le-am spus tuturor că fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri și rămâne așa chiar dacă ajunge un mare învățat
sau măturător. A ști, a cunoaște, poate fi folositor, dar în niciun caz mântuitor. Este mult mai mântuitoare o rugăciune în Sfânta Biserică decât toată înțelepciunea și învățătura filozofilor lumii. În fața lui Dumnezeu nu există genii. Dumnezeu nu lucrează cu genii, ci cu oameni. Dumnezeu a făcut lumea și pe om și cu omul a încoronat creația sa. Ceea ce contează este demnitatea umană, valoarea fiecărui om în fața lui Dumnezeu. Eu mi-am învățat copiii să fie în primul rând oameni de omenie. De-a lungul secolelor, preotul și învățătorul au propovăduit acele învățături din care generațiile au deprins trăirea patriotică, dragostea de neam și țară. Preotul și învățătorul au făurit datina pământului și au sfințit cerul năzuințelor românești. Hristoase al meu, m-am apropiat de tine cu lacrimi și cu suflet umilit să iau izbăvire de greșalele mele, căpătând îndreptare. Doamne, rogu-te, dă-mi voie a grăi cu smerenie ceea ce voiesc a spune. Țara asta nu-i Schweizer și nici stână fără câini. Dacă dai nea cu noaptea la lumină, ies români, ies luceferii de ziua cu făclii de sânge sfânt,
ca să nu ne calce nimeni de cu seară pe pământ. Fruntea noastră ară cerul ca un plug din lemn de fag. Pruncii noștri, ei ne sunt aproape și cu drag. Noi suntem leagănul lumii, noi sămânța de poeți, care nu-i de mântuială, dacă vreți, dacă nu vreți. Trup avem, suflet avem, nimeni să nu-și taie capul să ne țină la cherem. Pare nimeni, dar nu-i nimeni, e ceva de capul lui. Nici n-ai crede că sub haine e chiar pielea omului. Și sub piele, o, sub piele, e istorie, e lege. Ochii văd, inima cere, nu ne putem înțelege. Numai țara ne mângâie, numai leagănul de sânge. Maica noastră România care râde și când plânge. Războaiele, nenorocirile obștești, morțile, loviturile împotrivitoare ale soartei și alte atâtea rele care acoperă pământul ne-au umplut sufletul de o amărăciune necontenită. În cursul timpului, câtă-i viața, suferim și ajungem la ceasul cel mai din urmă, poate fără să fi gustat din cupa fericirii. Pentru că trăim sub acest soare nimicitor al începutului de mileniu. Cerneala se usucă în călimări, tot așteptând să se iscălească cu ea măcar un prim acord valabil. Oamenii politici se usucă în drapelele armatelor lor. Mare secetă sub soarele nimicitor. Dincolo, ochii planetei în lacrimi, exces de lacrimi.
Tatăl nostru care le ești în ceruri. Coboară pe pământ și oprește viforul morții și fă din căști pălării și mângâie fețele morților păstrându-i în viață pe vii și stai printre noi când ești Tată din sângele scurs făcând vin și fă din oricare armată alaiuri civile. Amin. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge, fața lui e numai răni, pieptul-i numai sânge. Fața lui e numai răni, pieptul-i numai sânge. Călător pribeac străin, cine ești? De-al cui dor tu pribegești? Pentru cine ai răbdat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un rob al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spini și ură, numai răni și lovituri, pieptul mi-l umplură. Numai răni și lovituri, pieptul mi-l umplură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi, eu sunt vinul noii legi. N-am venit să plâng în drum răni usturătoare, plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare. Plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva, hai deschide, nu mai sta. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Cine nu a învățat la școala suferințelor, nu știe nimic. Doamne Dumnezeule, viața nu este decât osteneală
și durere. Nu ne lipsi nicio clipă de ajutorul Tău. Nu ne lăsa să cădem în ispite, ci ne apără cu mila Ta. Doamne, Te rugăm, coboară mila Ta spre cei ce cred în Tine. Scoate toate bubele din țară, mizeria și ura fără rost, și fă și viața noastră mai ușoară, că noi doar credincioși ți-am fost. Gonește vrajba, ura și prigoana și spală-ne cu zorii Tăi de zi. Doamne, cerne liniștea peste nesfârșita suferință, seamănă întinderi de credință și sporește roua îndurării. Răsădește dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură și așterne peste munți de zgură liniștea, iubirea, iertarea și seninul. Doamne, ascultă suspinele inimii mele și nu întoarce fața Ta de la mine păcătosul în ziua necazului meu. Unde să mă duc eu, Doamne, când mi-e sufletul zdrobit și când inima mea varsă plânsul cel mai chinuit? Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai Ție, numai Ție, Domnul meu, poți să spune cazul greu. Unde poți să aflu milă și dreptate și alint, că nu-i nimeni să-mi asculte greul inimii suspin? Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai Ție, numai Ție, Domnul meu, poți să spune cazul greu. Unde-mi pot afla iertare când toți calcă viața mea? Cine altul decât Tine mă mai poate ajuta? Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai Ție, numai Ție, Domnul meu, poți să spune cazul greu. Unde să mă duc în toate? Ușile mi se închid,
Și când chiar cel mai de-aproape mi-e mai rece ca un zid, unde, Doamne, unde, Doamne, să apun? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, numai ție, Domnul meu, poți să spune cazul greu. Numai mâna ta mi-ajută, inima-n durerea ei, numai gura ta-mi sărută lacrimile-n ochii mei. Unde, Doamne, unde, Doamne, să apuc? N-am la cine, n-am la cine să mă duc. Numai ție, numai ție, Domnul meu, poți să spune cazul greu. Numai ție, numai ție, Domnul meu, poți să spune cazul greu. Pe câmpie și pe dealuri crește o floare pentru popoarele chinuite, nădejdea în bunul Dumnezeu. Frații mei, haideți să ne înțelegem cinstit. Noi nu am crezut în nicio ideologie. Și ca dovadă, mergem la biserică, ne închinăm și ne rugăm, ne botezăm și ne căsătorim copiii la preot. N-am pus niciodată mâna pe o carte de Marx sau de Lenin. Și nu ne-a îndoctrinat nimeni. Am crezut doar în bunul Dumnezeu și în libertatea țării. Doamne, eu nu ți-am cerut prea mult. Aproape că n-aș dori nimic pentru mine. Nici măcar să fie mai ieftine căldura și făina. Doamne, fă-ne, Doamne, dreptate după neprihănirea și nevinovăția noastră. Pune odată capăt răutăților celor răi și întărește-i pe toți cei neprihăniți. Tu, Doamne, Cel ce cercetezi inimile noastre.
Nu uita că ești român, nu uita că ești român. Acolo în deal la tine în sat, Popa Ioană te-a botezat și Lelea Stanca te-a ținut un an la sân. Nu uita că ești român, nu uita că ești român. Că tatăl tău și mama ta, bunicul și bunica ta, te-au învățat întotdeauna să fii bun. Nu uita că ești român, nu uita că ești român. Că tatăl tău a fost cioban, bunicul tău a fost Traian și în țara asta te-ai născut să fii stăpân. Nu uita că ești român, nu uita că ești român. Că rădăcina ta de veacuri stă înfiptă în ogor și nu o poate smulge un viscol trecător. A mai trecut o vreme grea, nu e nimic, vom mai răbda, că vine, că vine vara după ea. Nu uita că ești român, nu uita că ești român. Iartă-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Mulțumim, Doamne! Slavă ție, Doamne! Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem săraci plini de amar, plânsul nostru-i în zadar. Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-a ajuns amarul sfânt, plânsul nostru-i tot mai scump. Doamne, ocrotește-i pe români. Săracă țară bogată, mult ai fost tu supărată. Doamne, ocrotește-i pe români. Transilvania mea sfântă, de mulți ai fost uiduită. Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră ardealul sfânt, cât om trăi pe pământ. Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră ardealul sfânt, cât om trăi pe pământ. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamnelor, vă mulțumesc cu sinceritate pentru lacrimile domniilor voastre. Domnilor, vă mulțumesc pentru sinceritatea de a fi împreună în gând și în suflet. Organizatorilor, vă mulțumesc. Sărbători binecuvântate!
mult ansamblului care ne-a cântat astăzi inima și privirea și auzul cu cuvintele frumoase, cu cântările extraordinare, care ne pun în minte în aceste vremuri tulburi, neclare, vremuri de încercare, vremuri în care de multe ori simțim că nu mai avem niciun sprijin, în care simțim că totul se dărâmă, vremuri în care ar trebui să luăm aminte la un cuvânt al lui Arhimede, care spunea: dă-mi un punct fix și voi răsturna tot universul. Gândindu-ne la situația noastră, acest punct fix este Dumnezeu. Iar universul este ansamblul tuturor durerilor, patimilor, suferințelor acestei lumi, pe care numai cu Dumnezeu îl putem birui. Să ne rămână aceste cuvinte pe care le-am auzit în acest spectacol, că inima este centru duhovnicesc, centru ființei noastre. Și să nu uităm de această inimă, să nu uităm că avem inimă, să nu uităm că această inimă este făcută de Dumnezeu pentru a fi locaș Lui și să o închinăm Lui și nu altcuiva. Și să nu uităm, cum spunea frumos într-o cântare care am auzit-o, a răspunde chemării lui Dumnezeu. Pentru că atunci când omul răspunde chemării lui Dumnezeu, este cu adevărat creștin. Mulțumim încă o dată ansamblului care ne-a încântat astăzi, mulțumim domnilor organizatori și vă mulțumim tuturor care ați venit și ați fost alături de noi. Bunul Dumnezeu să ne ajute în continuare în nevoința postului, să ne nevoim mai mult cu rugăciunea, pentru ca să trăim cu adevărat învierea Domnului prin învierea noastră. Mulțumim tuturor! Bunul Dumnezeu să ne ajute!